Cum se mișcă piața? Capitalizarea pierde 2,3% în 24 de ore, ajunge la 2480 de miliarde de dolari. Piața altcoinurilor și memecoinurilor au de suferit. Arbitrum, Notcoin, Celestia, Phantom, Bonk și Floki pierd peste 10% într-o singură zi. Mergem la Alin Breaban, cofondator Vestinda. Un găsit. Un găsit. Salutare. Crezi că plecarea lui David Hirsch de la SEC are un impact așa mare asupra pieței cripto? De aici sunt scăderile sau dacă nu, de unde? Plecarea lui David din SEC nu cred că e atât de relevantă. Sunt trei opțiuni. Fie cum văd eu lucrurile, fie ai un scenariu în care el nu este de acord cu următoarele politici care vor veni peste piață, fiind implicat în trecut în toate acțiunile astea împotriva Coinbase, împotriva Ripple, e clar că a prins destul de multă plăcere în a fi împotriva companiilor care inovează în zona de cripto și fie urmează niște politici care, cu care el nu e de acord și a vrut să plece, fie pur și simplu s-a săturat după 9 ani să stea acolo și să facă același lucru și vrea doar ceva timp cu familia. E posibil oricare din variante, dar în oricare dintre ele e foarte posibil ca piața să nu se fi mișcat din cauza asta. E rolul lui, e unul destul de mic și nu putea să impacteze foarte mult piața. De altfel, vedem în ultimele 3 luni de zile o piață sideways, care se mișcă în sus și în jos, o mișcare de 2-3% nu e deloc mare sau nu e deloc importantă într-o piață volatilă precum cripto. Sunt și omul la pensie. Până la urmă, vedem că și altcoin-urile au luat cumva o pauză, că tot vorbim de altcoin season-ul ăsta. Pare mai degrabă momentul de față sezonul scăderilor pe altcoins. Vedem că și Bitcoin a început să dea puțin înapoi, da, chiar dacă nu cu pași majori. Când putem spune că începe altcoin season, că ar fi așteptat un sezon acum, ce preconizezi? Începe vara asta odată cu aprobarea ETF-ului pe Ethereum? Ar fi un punct foarte bun aprobarea ETF-ului pe Ethereum, pentru că dacă și în ciclul acesta vom vedea o creștere asemănătoare ca în celelalte cicluri de după halving, Ethereum ar trebui să conducă piața de altcoins sau creșterea piețelor de altcoins. Însă dacă ne uităm pe grafice, o să vedem că majoritatea monedelor principale din top 50 care chiar inovează în momentul ăsta fac o retragere destul de puternică după un sezon de creștere pe care retail-ul nu l-a observat atât de atent. Retail-ul și această așteptare că vom ajunge în piață bullish de altcoins, o vedem odată cu apariția oamenilor mai de pe care nu sunt foarte profesioniști în investiții și aceștia au apărut în momentul în care deja majoritatea monedelor au făcut un vârf. Ce vedem acum este o retragere, este mai în primul val de retragere al piețelor de altcoins și mă aștept să dureze încă vreo câteva luni de zile până când să vedem o nouă creștere. Îndeajuns de mult încât o mare parte din oamenii care acum așteaptă să se gândească nu va veni, probabil nu va mai veni acest altcoin season și abia atunci să vedem creșterea de care lumea vorbește acum. Perfect, așteptăm atunci. Alin, mulțumim pentru intervenție, te mai așteptăm la noi. Mulțumim pentru sfaturi. Mulțumim.